așa cu mine, cum putem să vă permiteți? Domnule primar, dacă nu vrei să fii filmat, dă-ți demisia din funcția de primar și du-te, angajează-te la un SECE. Asta este o incompetență de a suna la poliție pentru faptul că sunteți filmată. Nu cunoașteți niciun fel de legi. Câte legi cunoașteți dumneavoastră? Este o instituție publică, au de fost să filmezi. La fel cum și eu filmez în momentul de față. La fel cum acea cameră înregistrează. Ați înțeles? Ca să deranjați dumneavoastră oamenii care au atâtea probleme, lăsați și îi deranjați dumneavoastră, îi puneți pe drumuri. Ce trebuie să știți, conform OG 34/2002, articolul 32 al neacul 1 litera B, amenda este de 4.000 de lei. Okay. Ați înțeles? Da. Doriți să așteptați întocmirea procesului verbal sau doriți să vi-l trimit prin poștă? Săruna, aveți idee unde e asistența socială? Aici. Aveți idee? Vreți să-mi spuneți și mie, vă rog, că ți-a asistența socială sunt aici, în comună? Adică... Pentru ce anume interesează? Voiam să fac un calcul. Așa. Să văd că dacă... asistenții sociali, că știu că sunt votanții ei și vreau să văd dacă sunt mai mulți decât sunt locuitori, adică locuitori să fie vreo 3.000 și asistenții sociali vreo 5.000, știți? Păi bine că glumesc, adică în sensul că dacă vreau să știu numărul lor, dacă sunt jumate, un sfert, 10%. Păi vă referiți la asistenții personali sau la cine? Nu, asistenții sociali la VNMG, venitul minim garantat. La ajutor social? Da, 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 da. Cât sunt geanii la ajutor social? 15, 16, câți mai sunt? 11. Am înțeles. Și câți locuitori sunt aici? Aveți idee? N-am idee, trebuie să întrebați la registrul acolo. Am înțeles. Aveți idee unde îl găsim și noi pe domnul primar? Pe domnul primar, zic, știți-o cumva unde îl găsim? Pe domnul primar la parter, dar nu filmați? Da, vă filmez. Cu ce drept? Pe, nu știu, în calvă rege. Păi nu, dar cine sunteți noastră? Ați intrat într-un birou, da, unde nu v-ați prezentat. Păi da, nu m-ați întrebat, Saic Maria mă cheamă. Păi nu, dar în momentul în care intri undeva te prezinți, că așa este. Păi cu ce v-am trajat? M-a pus o întrebare de interes public. Mi-ați adică... adresat. Da, v-am așa. Adresat, da. Nu v-am pus, adevărat, da, de tot. Da, mi-ați adresat o întrebare. Da, oricum nu v-aș fi pus absolut nimic. Da, 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 pentru VNC sunt 11 persoane, da, atât. Iar pe domnul primar îl găsiți la parter, dar nu aveți drept să mă filmați. Probabil că comit o infracțiune, ceva? Nu, dar nu înțeleg, pentru ce? Păi, o am pe bunica mea care mă întreabă, când mă plimb pe aici, pe la dumneavoastră, să două case mai acolo, mă întreabă, ce ai făcut mai că la primărie? Și eu spun, păi, uite, am fost la doamna asistentă socială care nu are niciun fel de ecoson și care nu respectă codul administrativ. Așa. Și, că nu știu cum vă numiți. Doamna secretar! Unde e doamna secretar? A, pe de ce mi-a dat? Doamna secretar! Vă rog frumos să opriți telefonul. De ce? Păi, dar nu v-am dat dreptul să mă filmați. A, trebuia să am dreptul, trebuia să vă întreb dacă am voie, nu? Da, nu mai zic că văd pachet, țigări pe masă, cafele acolo, e bine, adică câștigați bine în locul ăsta așa de muncă ca să stați la cafele. Vă întreb, nu v-am deranjat cu nou nimic, dar v-am întrebat. Eu mă... Dar ce calitate face dumneavoastră treaba asta? Un cetățean. Da? Da. Dar să nu sunați la poliție, vă rog frumos, doamnă. Că nu cred că am făcut ceva, să chemați poliția. Adică... Trimite-mi și mie pe cineva, te rog, de la poliție. Este un domn care stă cu un telefon în față și mă filmează în continuu. Fără niciun drept, adică nu s-a prezentat când a intrat să mă întrebe pe mine cât sunt la ajutor social și stă în fața biroului meu și mă filmează. Trimite-mi și mie un băiat de la poliție, te rog. Am înțeles, dăm numărul de la 4, te rog. Mersi. Ce faceți, doamne, ce sunați la poliție? Nu înțeleg cu ce drept mă filmați noastră. Nu știu, constituțional, ce vreți dumneavoastră, dar da. Vi s-a pus viața în pericol de dați telefon la... Da, mi se pare că sunt NATO. Abuzat, adică mi se pare că nu e normal. Păi, abuzat? Păi da, citiți... mi se pare că sunteți acum... Ia citiți codul ăla penal ca să vedeți ce înseamnă abuz. Luminița! Vedeți ce zice abuzul? Aveți ceva de ascuns? De... Nu vă convine că vă pune cetățeanul o întrebare și că sunteți filmată?
Păi ce v-am zis, că aveți două cani de cafea acolo pe calorifer și un pachet țigări pe masă? Nu, am o cană goală, nu am două cani de cafea. Poate că eu nu vă contrazic, dar să sunați la poliție din atat lucru. Îi deranjează pe oamenii ăștia care au treburi mult mai importante ca să-i puneți pe drumuri. Dumneavoastră ar trebui să... Bună ziua, Bogdana Manulache, sunt de la primărie, de la Bolintin, dar vă frumos să-mi trimiteți și mie o patrulă de poliție aici. E un domn care mă filmează în birou, mi adresează niște întrebări la care nu știu de ce trebuie să fiu filmată, la care răspund. Și nu pot să... Asistența socială, primăria Bolintin de azi. Este legal să stea în birou cu un telefon pornit pe filmare? Dar nu sunt în birou, doamnă. Bogdana Mihaela de la Asistență Socială. Vă mulțumesc. Și mi se aduc niște acuze. Am întrebat cu ce drept face lucrul ăsta. Mi s-a spus că... Nu știu, dumneavoastră, ce funcție aveți? Funcție de cetățean. M-am înțeles. La Bolintin, dar la primărie. Acesta după... A, am sunat pe fix. 0246 273074 este numărul primăriei. Da, un domn cu un telefon pornit, cetățean... Saioc Marian. Spuneți că mă cheamă Saioc Marian. Da, vă rog, la primărie, vă dați seama. La revedere. Ce-ați, doamnă? Bine, ne bate sau... Adică mă bate, îmi dă mamă de bătaie sau... Că eu atât am avut o întrebare, mai aveam încă o întrebare. Nu înțeleg de ce trebuie să fie o întrebare filmată. Păi doar nu aveți nimic de ascuns, doamnă. Ce aveți de ascuns? Da, și v-am răspuns la întrebarea pe care mi-ați adresat-o. Și eu urma să plec, dar acum mă obligă să stau să aștept poliția. Da, să stați să așteptați poliția. Vedem dacă este normal ca dumneavoastră să filmați într-un birou. Da. Luminița! Vino, te rog, puțin! Nu poate, doamna Luminița, că e în pauză de masă, n-are cum să vină. Nu vă mai faceți bine, doamnă. Niciodată nu o să vă mai faceți bine, bugetarii ăștia care mâncați banii publici degeaba. Și în momentul în care vă filmează oamenii să vă pună două întrebări, vă aprindeți, dați telefonul la poliție. Ar trebui să vă fie rușine, doamne, să vă dați demisia de aici, că țineți ocupat scaunul ăla degeaba. Poate să vină alții mult mai competenți ca dumneavoastră. Dar nu e o jignire, doamnă. E o jignire. Dar mi s-a adresat o întrebare la care v-am răspuns. Da, acum stau aici să aștept. Spuneți dumneavoastră mie că e jignire. Cum, doamne, asta este o incompetență de a suna la poliție pentru faptul că sunteți filmată. Nu cunoașteți niciun fel de legi. Câte legi cunoașteți dumneavoastră? Dar cu ce drept? Ca să deranjați dumneavoastră oamenii care au atâtea probleme, stați și îi deranjați dumneavoastră, îi puneți pe drum. Dar cu ce drept mă filmați? Cu dreptul de cetățean. Te rog să sun pe domnul primar. Sună pe domnul primar. Cu dreptul de cetățean. Ce vă deranjați atât? Când luați... întrebare, nu știu de ce mai stați. Păi, sună poliția. Eu plec, nu vrem să stau. Nu, mulțumesc frumos că ne dați afară. Așa faceți cu toți cetățenii de aici? Nu facem așa. Nu. Aveți... Să ne filmați. Sunteți transparentă de nu se poate. Da, suntem transparente. Am văzut ce transparență. Ce vă deranjează că se filmează? Aici poate sunt în live, se uită acum 10.000 de oameni. Ce faceți? Îi dăm afară, că vreți dumneavoastră? V-ați cumpărat birou aici, în primărie? Nu v-ar fi puțină rușine? Ce ifose și arogante sunt doamnele. Mai vine să mai mă și corecteze gramatical, că a făcut mai multă școală dânsa. Ați fost pusă politic, doamnă, aici? V-a pus politic? Sau ați dat examene? Am dat examene. Ce examene ați dat? De repede goniți cetățenii din birouri? Domnul primar, este un domn aici la noi, ne filmează cu telefonul și este agresiv verbal. I s-a răspundat pe care le-a adresat și stă aici în ușă și ne jignește. Da, vă jignim. Mai este și mincinoasă. Nu știm dacă tu te... Nu mai o secundă. Că este un cetățean al comunei, stă cu un telefon, îl ține în față de aproximativ 10 minute. 15. Da. Vă rog să vorbiți cu domnul primar la telefon. Aveți curaj să-mi dați telefonul? Nu vă-i teamă că... Nu e teamă de absolut nimic. E telefonul personal. Bună ziua, domnul primar. Îmi cer scuze că vă deranjez. Saioc Marian este numele meu. Cum vă numiți? Saioc Marian. Saioc Marian. Așa. S-am venit aici cu Sandor Maria, pe la dumneavoastră, pe aici. Cu ce ați venit? Voiam să pun câteva întrebări de interes public în baza legii 544. Da, faceți adresă, vă rog frumos. Mulțumim. Vă rog frumos, faceți adresă.
Nu filmați, că nu aveți voie să filmați. Nu aveți voie să faceți să ne filmați dumneavoastră. Faceți-ne adresă și ce informații doriți, vă punem la dispoziție în baza legii care ați invocat-o. Domnul primar, vorbiți doar aberații. Cum n-avem voie să filmăm? V-ați luat primărie pe SC? Cum n-avem voie să filmăm, domnul primar? Este o instituție publică, nu este un SC, nu e primăria dumneavoastră, nu sunt în casa dumneavoastră. Să vină poliția, să vedem dacă avem voie sau nu. Și să vină poliția, să mergem să constate poliția tonele de gunoaie pe care le aveți și nu faceți nimica. Ce să facem? Poliția o să facă, nu dumneavoastră. Vă întreba de gropile astea de gunoi. Ce care... să facă? Vă întreba de gropile de gunoi dacă a venit garda de mediu să vă mai dea o amendă de asta de 700 de milioane la primărie. De ce? Păi pentru că aveți gunoi și pe stânga și pe dreapta și pe setul mai gunoi, adică... Așa, păi și ce numai la noi la primărie să avem? A, nu. Așa, dumneavoastră, ca edil... Program aici de salubrizare. Ca edil ales al comunei sau al orașului, ci ăsta, nu trebuie să faceți treaba și să faceți ceva cu gunoaiele de pe câmp, bineînțeles, pe care le aruncă cetățenii. Ați spus pancardă că nu se aruncă gunoaie. Am înțeles. Suntem noi de vină, noi încercăm să facem curățenie. Păi nici măcar în primărie, domnule, aici la dumneavoastră nu aveți curățenie, aveți mai boschet, stăiați pe aici. Da. Ne tăiați, brazi ne tăiați. Dumneata, de unde ești, din Borintin de Al? Nu, domnule, sunt din Constanța și am venit special pentru dumneata. De ce? Ca să te filmezi și să le arăt tu la oameni ce vorbești, nu vorbești mai prostii. E simplu. Păi, cum adică să mă filmați, că nu înțeleg care-i problema? Nu înțelegi, vă pentru că ești citește... edil, domnul primar, dacă nu vrei să... Dacă nu vrei să fii filmat... Nu-ți cunoști drepturile, nu-ți cunoști nici drepturile, nici obligații, nu-ți cunoști nimic. Dacă nu vrei să fii filmat... Vorbiți așa cu mine, cum puteți să vă permiteți? Domnule primar, dacă nu vrei să fii filmat, dă-ți demisia din funcția de primar și du-te, angajează-te la un SC. De ce închizi, mă, trebuie să închizi? Păi lasă că nu vezi că tu pe oare. Sărbuna, doamna, mulțumim frumos că ne-ați dat să vorbim cu primarul. Și o prostie ceea ce spuneți dumneavoastră și o prostie ceea ce spune și domnul primar, domnul edil ales din... Adică cum să spună că n-ai voie să filmezi într-o primărie sau într-un loc public? Că e de domeniu public. Dar bine, în campania electorală noi, iese și plătește da, toată presa. Toți, exact, pupa mâinile la toată presa. Doamna, ce sunteți dumneavoastră? Nu ne-ați vrut să ne declanați. Haide că vine poliția, hai să vorbim cu poliția jos. Hai. Că aici cu... Am rezolvat că vine poliția, stați liniștit. Uite, aici avem cameră. Dar nu, așteaptă aici poliția. Da, aici, aștept, da, pe cameră. Ne auzi la domnul primar. În campania electorală plătea toată presa și ocupa. Stai că avem copii. A dat drumul la cameră, vin să dat drumul la cameră. Bună ziua! Agent de poliție Brășanu Marius, din cadrul secției Dumitrei Bolichin Barii. Da. Bună ziua! Femeia Alexandru Maria. Ne aduceți ceva la cunoștință? V-a luat cunoștință în faptul că sunteți înregistrat audio-video. Mulțumim frumos! Am fost sesizați prin SNA 1 de privire la nu mai puțin. Un scandal în desfășurare în momentul de față. Deci ați fost sesizat prin SNUAU, ați spus da? 112. Ceea ce reglementează pe... OG34/2000. Bravo, domn polițist, da? Bun. Vreau să-mi spuneți pe scurt ce da, da, da. Haideți că vă explicăm. Am fost la doamna de aici, de la birou. De la asistența socială. De la asistența socială. Am întrebat-o câți asistați sociali are. Ne-a comunicat numărul de asistați social. Și am vrut să plecăm. Dar după aceea a zis că de ce filmăm. Stați puțin, să vorbim în fără. Da, pe rând, doamnă. Stați puțin, ascultați-ne puțin. Stați. Aici nu este o zonă administrativă. Trebuie dovadă, uitați camera. De ce? În poliție este structura de securitate 1 și 2. La noi nu puteți să intrați să filmați. M-ați înțeles? Da. Este o instituție publică, au de să filmezi. La fel cum și eu filmez în momentul de față. Da, da, da. La fel cum acea cameră înregistrează. M-ați înțeles? Da, dar noi nu avem camere în birou. Avem camere pe poliție. Și nu este zona administrativă. Să știți. Lăsați-mi să vorbească și discutăm și cu dumneavoastră după. Ca să nu ne iasă altceva. Spuneți. Domnul polițist, eu mă bucur că sunteți atât de pregătiți. Să știți că umblăm toată țara asta și mai puțin polițiști așa, mumăria. Spune tu. Mai puțin pregătiți. Nu că sunt pregătiți. Nu. A știut foarte bine și de UG 34, așa. Mi-ați luat înainte asta. Nu, chiar îmi place dumneavoastră. Asta ne lovim zi de zi, cu ea, să știți. Foarte bine. Unde găsim polițiști ca dumneavoastră, vă spun sincer, lăudăm, unde nu criticăm. Da, îmi place domnul polițist. Deci cam asta a fost treaba. Noi am filmat după ce doamna, adică și în timp ce doamna am vorbea cu noi. Să înțeleg știu asta cu asistații sociali, bănuiesc că nu i-au afișat, nu? Da, conform legii 153, articolul 33, da, au obligat să îi afișeze salariile și așa mai departe. La fel cum doamna este obligată să aibă și ei cu somn. Exact, codul administrativ. Dar asta nu putem să aplicăm sancțiune. Frumos, da? Aici au codul de ordine interioară,
Ei decid acolo, dar știu că de regulă trebuie să aibă ei cu somn. Vă solicit de la primar până la... Vă solicit în mod expres. Doamna a sunat prin 112. A pus poliția română, că sunt poliția națională. De sancționare contravențională. O să vă sancționez. Să ne spuneți ce s-a întâmplat asta, vă las să vorbim și după o să spun. Ok, exact. Doamna poate să vă confirme, după care i-am spus, bine, doamna, mulțumim frumos și am filmat-o și a început că n-am voie să filmez. După aceea s-a sunat și pe primar. Primarul aceeași aberație. Aceeași. Dumneavoastră bănuiesc că ați filmat de la poliție. Da, exact. De la început. Sigur că, sigur. Dacă are vreo plângere să ne facă, noi acceptăm cu mare drag. Să vorbesc și eu acum? Da, sigur. Ok, mi s-a adresat o întrebare, am răspuns. Discuția a continuat după această întrebare. Eu am răspuns, nu s-o plege, avem 11 la VMC și la revedere, nu? Ca orice întrebare și răspuns. Iar în momentul în care s-a continuat, cam un pachet de țigări pe masă, care nu știu ce relevanță ar avea, o sticlă de cafea. Domnii s-au gândit probabil să nu încălcați legea 349 privind fumatul în spațiu. Nu, iar nu fumam, aveam un pachet acolo. Nu? Da, despre asta era. Da, legea 549. Legea 549. Nu fumez în birou. Așa, după care au ne-au jignit că avem, stăm și ocupăm scaunele de ceva. Nu e jignire. Nu e jignire, am zis că ar trebui să vă dați demisia din punctul meu de vedere, pentru de că ce? Sunteți... Stați-o ca să... Da, ok. Voi spune. Așa. Așa. I s-a răspuns la o întrebare. De ce s-a continuat cu o altă întrebare sub formă de jignire? Pentru că a sunat poliția. Că suntem aduși politic aici. V-am întrebat. E întrebare. Conflictul a plecat de la faptul că va filma, nu? Ca da. Să vă fac să vă înțelegeți, v-am spus, primăria, orice primărie din această țară, este o instituție publică. Orice cetățean, nu doar polițist sau reporter sau... Cetățean, da. Au voie să filmeze. M-ați înțeles? Okay. Doar în poliție avem structurile de securitate, zona de securitate 1 și 2. Acolo nici măcar nu aveți voie să intrați cu telefonul mobil. Corect. Doar telefoanele, pot intra doar telefoanele înregistrate la IPC. Dar are pe site primării despre salarii, ce-ar fi domnul. Despre... Da, asta cu salariile și că trebuie să fie afișate pe site-ul primării. Legea actualizate, dar trebuie să fie afișate la avizier. Nu se ocupa asistența socială de actualizarea site-ului, ca să ne înțelegem. Asta și la o persoană. Adevărat. I-a răspuns la întrebarea pe care a adresat-o și cam atât. Deci a continuat discuția, nu știu. Pentru că a sunat la poliție, doamne, și a deranjat oamenii ăștia, că asta v-am spus, că îi deranjează degeaba. Da, și dumneavoastră ați intrat în primul rând, nu v-ați prezentat când ați intrat în primul rând. Nu am obligația, dar când m-ați întrebat... Dacă de cetățeni, nu am obligația să se prezentă. Dar am zis că sunt cetățean al comunei noastre. Și? Sunt cetățean al României. Sunt cetățean al României. Mă legitimez la domnul polițist, mă legitimez la cine vreți dumneavoastră. Am dat la dumneavoastră să-mi prezentați și mie un act de identitate. Și noi vă dăm datele? Țineți-mi aici să vă notez datele. Este registrată. Mulțumim frumos, domnul polițist. Maria, ce părere ai despre domnul polițist? Adică extrem de pregătit și cred că este primul polițist care este cel mai de 3 ani, de 2 ani de când alergăm, primul polițist care a spus de absolut toate legile. Exact, tot așa. Domnule, nu din țară, domnule, eu știu toată țara asta și noi vedem sute de polițiști, adică chiar să le știți pe toate, să toate, toate, adică și mult că trebuie sunt tânăr. Nu, pe chestia asta și să foarte bine. Trebuie să învățăm, trebuie să ne adaptăm, m-ați înțeles? Foarte bine, eu mă bucur că m-ați adaptat. Noi suntem Poliția Națională, nu o să fim niciodată din punctul meu de vedere poliția locală. Exact. M-ați înțeles? Vă felicit. Vă felicit, domn polițist, vă felicit. Națională, da? Vă felicit. Nu reditează primarul, nu suntem dictați politic, mi-ați înțeles? Se spune și colega mea, au adus... Luați-o ca martor. Noi avem filmările... Noi avem, noi putem să punem la dispoziția... Dacă o să mințiți, o să vă acționăm în instanță pentru mărturie mincinoasă. Și o să vedem acolo ce o să spune. Știți de ce? Pentru că se înregistrează de la cap la coadă toată de conversația. De când am intrat în primărie. Jignirea nu este când vă întreb ceva. Și dacă v-am spus că sunteți incompetentă în ceea ce privește legea 153, articolul 33 sau alte lucruri, într-adevăr că nu le aveți incompetență. Nu înseamnă că e o jignire. Adică nu trebuie să vă deranjeze chestia asta. Credeți-ne acum o să vă luați amendă ca să mergeam. Foarte bine ce legile și știm cât să acționăm în limita legii. Dumneavoastră se pare că nu. Care a fost ideea? Că nu am înțeles. Păi cum filmării? Care a fost ideea să vă puneți filmării? Ia uitați, actul dumneavoastră de identitate. Bun, doamnă, o să vă sancționez contravențional, să știți, conform OG 34/2002, articolul 32 al neartul 1 litera B, amenda este de 4.000 de lei. Ok. M-ați înțeles? Da. Doriți să așteptați întocmirea procesului verbal sau doriți să vă trimit prin poștă? Aveți două posibilități. Cum doriți dumneavoastră, cum vă este mai ușor? Mie este indiferent. Și mie la fel. Cum decideți? Cum că îi spuneți ca să nu... Prin poștă sau... Să nu stăm în poștă. Prin poștă, da.
Dacă doriți prin poștă, eu vi-l trimit prin poștă. Noi vom cere, să știți, noi vom face Maria, cerere. Domnul polițist e foarte pregătit, nu avem ce să mai discutăm voi legat de... Voi două opțiuni, dacă nu dorește acte. Da, da, da. Nu avem, deci n-ai ce să-i spui, orice ei spune. Și măsurile care ne s-au adus aici? Noi ne va sancționa pe legea 61. Avem, avem, vă punem la dispoziție. Da. Dacă se va constata... Mie, nu mi-au adus, mie, doar mi-au adus. În jurii, am făcut-o proastă, ia spuneți dumneavoastră. A spus la un moment dat, două cafele, aveți două cafele pe birou. Spuneți domnul polițist dacă se jignire. Și pachet de țigări, cine v-a angajat aici, sub ce... Așa am zis. Înseamnă, ca să nu... Nu poate să reproducă domnul polițist ce înseamnă jignire. V-am explicat eu, proastă, tâmpită, idiotă, nenorocită. Asta că au venit la dumneavoastră în birou, nu au căcat nicio lege, pentru că au dreptul. Chiar dacă nu sunt cetățenii Comunei Politine, dar sunt cetățenii României. Și pot intra. Este o instituție publică. Nu să știți ce înseamnă o instituție publică? Știu, dar acum ca un om, gândiți-vă. Să încep să jignești ca unul. Jignirea, spuneți, doamnă, jignirea. Doar ce v-a întrebat domnul polițist, spuneți jignirea dumneavoastră. Eu zic că dacă cine te-a adus aici, cine te-a angajat aici? Da, v-a adus politic. Am întrebat, da. Ai două cafele pe birou. Da, corect. Ai pachetul de țigări pe corect, birou. Am spus și asta, domnul polițist, da. Ai la cafele toată, cam da, am întrebat dacă sunt la camp. Da, și asta este jignire. Domnul polițist, v-a spus ce am încălcat, dumneavoastră spuneți, vi se pare că e o jignire? Din punctul meu de vedere... Se încadrează conform legii 61? Da, știți ce n-am înțeles? Ce se urmărește cu această firmare? Nu, noi am venit să punem informații, să punem întrebări legate de informații de interes public. Ok, vi s-au răspuns. Mulțumim, ne plecăm acum, că nu stăm. Păi dacă a schimbat poliția și ne-a spus și nouă să rămânem, nu trebuia să stăm. Ne respect pentru oamenii ăștia, că îi puneți pe drum degeaba. Dar ne respect pentru poliția română, nu trebuia să se așteptăm. Sincer, să fiu eu ca un cetățean care plătesc taxe în România asta, dacă credeți că sunteți abuzați sau nu vă convine că vin oamenii să vă filmeze, de ce nu vă dați demisia din primărie și lăsați pe altcineva care nu sunt deranjați? Dar dumneavoastră ce studii aveți? Nu vă supărați. Master. Noastră? Este ajutor social. Eu sunt ajutor social. Stă pe banii primăriei. Da, și asta era problema dacă avem noi multe asistenți. Da, vrem să ne fim și noi asistați social. Da, abuzează de funcție, așa și de la toată lumea VNG-ul acela. Da, doamne, vă mulțumim din suflet pentru transparența care ați dat dovadă. V-am mulțumit și acolo, când eram în interior. Doar am rămas în continuare pentru faptul că dumneavoastră a spus niște oameni degeaba pe drumul. Doar asta a fost motivul pentru care am rămas. Că altfel noi plecam. Nu mai stăteam. Am înțeles? Cuvinte și expresii jignitoare? Nu. Nu vreau să pun întrebări, să știi. Și eu dacă vin și nu sunt îmbrăcat ca și cetățean. Spuneți. Da, dar i s-a răspuns la întrebarea pe care a adresat-o și s-a deci, continuat. Deci, practic, noi trebuie să suportăm... Da. Doamna, trebuie să faceți datorie. La fel și cu noi, ca și polițiști, ne ducem la toate apelurile și avem tot felul de nebuni, mă scuzați. Da, așa e. Exact, așa e. Trebuie exact. Să ne facem datoria, pentru că dacă ne facem datoria... Ce ar face polițistul la ea? Și pe dumneavoastră vă filmează în momentul în care veniți? Adică s-au mai întâmplat ca să filmăm asta, v-am spus, este o instituție publică, au tot dreptul. Eu n-am cum să interzic, n-am niciun temei legal să zic nu mai filma sau să iau telefonul. Nu există să lege, foarte bine. Sau să ne ia de braț, să ne atingă cum pe... Da. Au mai făcut alții. Da, că suntem cetățeni. Deci avem voie. N-am știut, doamnă, vedeți? Faptul că nu cunoașteți legea... Cam așa ceva. Ne-ați asumat, știți că sunteți plătiți din banii cetățenilor. Ce mi-ați povestit dumneavoastră nu este că v-a adresat injurii sau amenințări sau altceva. Păi nu știu, am vorbit și cu domnul primar, poate aveți înregistrarea. Da, avem. Vedem dacă acolo. Avem. Sunteți dispus să le puneți? Da, da. Dar le-au și pe camere pe aici, nu le-aveți și dumneavoastră. Noi punem la dispoziție. Noi punem. Deci mi-a spus că prin poștă. Ați sunat Florin. Dacă mai aveți și alte întrebări, alte nevoie. Vă sună Florin, doamne. Duceți-vă puțin, vorbiți mai încolo, că ne încurcați aici. Ok. Mulțumim. Vezi? Și acum dacă spun cu Cona, tu trebuie să-ți dai demisia, ia spune la polițist că te-am jignit, ia spune. Nu e jignire. Haide, vedeți. Nu faceți fapt, vă dați demisia și vin oameni. Eu nu duc curtă cu dumneavoastră, fiți domnule transparenți față de oameni care vă plătesc taxe de impozite și față de și primarul la fel. Să fieți transparenți, asta dați dovadă, nu vă supărați că... Nu, dacă am fost transparent. Nu, dacă cu telefonul mi-a spus că vă filmez, scuze să vă deranjeze, doamne. Dați-mă judecată, că... Angajați-vă la un SC dacă vă deranjează să fiți filmată. Avem, da. Poezie, nu? Da. Învăț pe de rost, am învățat tot. Da, absolut tot am învățat. Bine, pe de rost. Mulțumim frumos că a schimbat poliția și a deranjat pe nepomană. Procesul verbal din poștă. Ce zâmbește, doamna, ironic. Ce zâmbește, doamna, ironic.
permiteți să vă strâng mâna, aveți tot respectul meu. Nu, nu, nu. Da. Faptul, nu, noi ne bucurăm să ne dăm și noi datele. Da. Adică eu mă simt mândru când văd că poliția română își face treaba și mai găsesc și oameni bine pregătiți. N-are ce să se înțeleagă pentru că s-a filmat totul de la început de când ați venit. Nu aveam cum să vă chem eu. Maria, o să închidem filmarea aici. Restul o să le... Nu, noi inițial voiam să vorbim cu domnul primar, am vorbit prin telefon cu el, ne-am lămurit. Poliția foarte ok, în schimb, funcționarii din Bolintin de aici lasă de dorit, la fel și domnul primar, care a vorbit doar aberații și ați auzit și dumneavoastră.